Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit în clipul de astăzi, în care vom învăța împreună cum să facem tabelul trigonometric dacă știm să numărăm de la 0 la 4. Se presupune că oricare dintre voi știe să numere de la 0 la 4 și asta înseamnă că vom începe prin a scrie 0, 1, 2, 3, 4. După ce am scris astea, ne vom uita să vedem care e termenul din mijloc. Termenul din mijloc observăm că este acest 2. Înseamnă că fiecare termen pe care l-am scris, îl vom scrie supra 2. La toate fracțiile obținute, vom pune la numărător radical. Și am obținut radical din 0 supra 2, care ne va da 0. Înseamnă că sin de 0 grade ne dă 0. Apoi, radical din 1 ne dă 1 și înseamnă că aici va fi 1 pe 2. Apoi următorul radical din 2 pe 2 va rămâne exact la fel deoarece nu-l putem scoate de sub radical. De asemenea, la fel vom face și la radical din 3 pe 2. Iar apoi la radical din 4 pe 2 vom avea egal cu 2 supra 2, adică 1. Ceea ce înseamnă că sin de 90 de grade va fi 1. Numerele finale ale fiecărui sin cos le voi scrie cu roșu, iar ceea ce este cu albastru este partea explicativă. Apoi, dacă avem cosinus, vom începe să scriem de pe linia sinusului în sens invers, adică ultimul scris aici va deveni primul pe linia cosinusului. Și vom avea 1, radical din 3 pe 2, radical din 2 pe 2, 1 pe 2 și 0. Apoi, tangenta este egală cu sin x, totul supra cos x, adică tangentă de 0 grade va fi sin de 0 grade pe cos de 0 grade, adică 0 pe 1. După aceea, tangentă de 30 de grade va fi 1 pe 2, totul supra, radical din 3 pe 2. Tangenta de 45 va fi radical din 2 pe 2, totul supra, radical din 2 pe 2. Tangenta de 60 de grade este radical din 3 pe 2, totul supra 1 pe 2. Iar tangenta de 90 de grade este 1 supra 0. Aici, primul termen, 0 pe 1 ne va da 0. Apoi, următorul pentru a-l calcula, îl voi scrie jos și va fi 1 pe 2 împărțit la radical din 3 pe 2, adică 1 pe 2 ori 2 pe radical din 3, se va simplifica 2 cu 2 și ne va rămâne 1 pe radical din 3. Raționalizăm cu radical din 3 și ne va da radical din 3 pe 3, ceea ce înseamnă că tangentă de 30 de grade este radical din 3 pe 3. Apoi, radical din 2 pe 2, totul supra radical din 2 pe 2, deoarece sunt două numere identice, ne va da 1. Apoi, tangenta de 60 de grade este radical din 3 pe 2, totul supra 1 pe 2. Îl voi lua separat și îl voi calcula. Radical din 3 pe 2 împărțit la 1 pe 2, adică radical din 3 pe 2 ori 2 supra 1, simplificăm 2 cu 2 și ne va da radical din 3. Ceea ce înseamnă că tangenta de 60 de grade este radical din 3, iar apoi tangenta de 90 de grade, 1 pe 0, ne va da infinit. Și din cauza aceasta vom scrie că nu există. Iar apoi cotangenta se va scrie în sens opus, pornind de la ultimul element de pe linia tangentei. Adică cotangenta de 0 grade nu va exista. Cotangentă de 30 de grade ne dă radical din 3, cotangentă de 45, 1, apoi radical din 3 pe 3 și 0. Sper că v-a fost de folos explicația de astăzi. Ne vedem data viitoare! Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!